Are o întreagă veșnicie la îndemână. Și în loc să se bucure de ea, bunica Tudora dă fuga în visele mele, ca să-mi ceară fel de fel de lucruri. Într-una din nopțile trecute mi-a spus că ar vrea să o duc să vadă Bucureștiul. Păi dumneata ești oarbă, i-am spus eu. Dumneata n-o să poți vedea. N-o să poți vedea nimic. Ei, lasă, nu purta tu mie de grijă. Lasă că mă descurc eu. Numai că n-am cum să ajung singură până acolo, nu înțelegi? Știi bine doar că eu n-am fost niciodată la București. Păi tocmai de asta, că nu fusese niciodată. Am zis s-o duc. Iar dacă mi se termină visul înainte să ajungem, ce să fac? O să continuăm drumul în alt vis, din nopțile următoare. Exact așa s-a și întâmplat. Tocmai când să intrăm în București, domnule, m-am și trezit. Of, a dat bunica Tudora din cap. Nici măcar un vis nu ești și tu în stare să-l conduci până la capăt? Lasă, bunico, i-am spus, lasă că o să te visez din nou mâine seară. E, și chiar așa a fost. Astfel că bunicii i-a trecut supărarea. La ce vrei să te uiți, matale? Am întrebat-o când am ajuns amândoi în București. Păi, la tramvaiele alea cu cai, mi-a răspuns ea. A, și la oameni aș vrea. E, și-am stat pe strada din centru, minute în șir, și-au trecut nenumărate tramvaie, însă bunica mea nu părea mulțumită. Păi, eu nu văd niciun cal, a ridicat ea din umeri. Ca să-mi fac, am dus-o în fața universității, unde s-a uitat mai bine de un ceas la calul pe care stătea călare Mihai Viteazul. Da, a zis dumnea ei într-un final așa. Ăstuia, la cât e de voinic, trebuie să-i dai multe grăunțe. Și eu nu văd niciun petic de pământ pe care să fie aici cultivat, o văd, se cară. Păi nici nu o să vezi bunică, nu o să vezi. De ce? Din cauza că sunt oarbă? Nu, din cauza că nu există. Cum? Nici grâu, nici porumb? Nici! Păi și toți oamenii ăștia din ce trăiesc? Din salariu trăiesc, bunico. Păi și de ce nu dau și ei ziua bună? Cui, bunico? Mie, că sunt femeie bătrână. Ai văzut tu la noi în sat cum este, nu? Păi cum era? Am vrut eu să-i spun, dar m-am oprit la timp, amintindu-mi cum stătea bunica la poartă. Și oamenii treceau pe drum și ziceau, bună ziua! Numai ei, fiindcă ea, eu eram atunci copil. Cine a fost mă ăsta? Mă întreba, după ce trecea omul ăla. E, cu tare, îi spuneam eu. Și ea zicea câteva vorbe de dulce despre cea sau cel care tocmai trecuse. Îndeajuns de tare ca să fie și auzită. Ce ai cu mine, fătușă? Se opreau din mers cei boscorodiți de bunica. Eu? Ce să-mi mică? Nimic, răspundea ea senin. Păi și atunci de ce zisești de mine astfel de vorbe? Fugi, mă, Dacile, eu sunt oarbă, nici măcar nu te-am văzut, maică. Mai bine erai mută, spunea câte unul. E, îmi părea bine atunci că oamenii din visul meu nu-i dăteau bună ziua bunicii. Le-ar fi spus și lor, sigur, le-ar fi spus ceva de la obraz, făcându-mă să intru în pământ de rușine. În asfalt, mai precis. Sau să dau bir cu fugiții, lăsând-o pe bunica singură în visul meu, în mijlocul Bucureștiului. N-ar mai fi știut să se întoarcă acasă. Și eu ce m-aș fi făcut când m-aș fi trezit eu într-un vis nou fără bunica? Adică fără bunica Tudora, pe care o visez de fiecare dată când mi se face dor de ea? Adică cam de două ori pe an? Adică odată primăvara până toamna și de toamna până primăvara a doua oară. Oh. Ștefan Mitroi. Vis cu bunica Tudora.